Păi cum, ce se întâmplă? Nu te-ai uitat la meci? Ne-a bătut o echipă superioară. Ca tot. Ca organizare de club, ca structură în primele trei administrativă din campionatul României, ca forță financiară probabil în primele trei din campionatul României, ca valori individuale net superioare vis-a-vis de jucătorii noștri, o echipă cu Golovka și cu Aganoviși din banca de rezerve, despre ce vorbim aici. O echipă care joacă de 3-4 ani împreună, care s-a construit pe principii și pe baze sănătoase, condusă de un management foarte corect și foarte echilibrat, o echipă care la nivelul campionatului României cochetează ușor cu play-off-ul sau cu cupele europene. Akbar cu Gonzalez și cu Păun și nu numai ei, sunt o linie de mijloc de nivelul lui Lizurii, Istor și Gustavo. Adică despre ce vorbim? Fotbaliști, știu jocul, știu când să accelereze, știu când să temporizeze, verticalizează, au element surpriză, fac altceva decât ceea ce crede adversarul, câștigă duelurile 1 contra 1. Eu astăzi i-am spus lui Tibou, lui Cașini și lui Ventura: meciul e acolo, între ăia 3 și voi 3. Acolo se decide, acolo ne-au curățat. No, noi, eu am fost astăzi, când e să aleagă praful, am spus alege de tot. Pentru că noi care avem un lot atât de subțire și mi-am asumat că nu facem niciun transfer până la perioada de mercato, astăzi am pățit niște lucruri groaznice pentru noi. Adică, în condițiile în care Marcel, fundașul stânga, are leziune și nu aveam rezervă de fundaș stânga, s-a rupt Paul Pârvulescu. Atunci sunt obligat să-l pun pe Robert Ion, care n-a jucat în viața lui fundaș stânga. Din momentul ăla nu mai puteam să creez superioritate numerică, că Robert Ion a stat acolo având un adversar greu, să nu se întâmple ceva și să încerce să facă jocul de posedare și faza a doua, cum n-a făcut-o niciodată în calitate de fundaș. După aceea l-am scos pe William Damorim de frica unui cartonaj roșu, adică de frica celui de-al doilea galben, și mi-am dat seama că de frica celui de-al doilea galben nu va mai fi incisiv în repriza a doua, nu va mai face pressing, de frică să nu-l ia pe al doilea, să mă lase în 10 oameni. Și atunci l-a trecut pe Cașini stânga. Și după ce a venit și bomboana pe tort, adică ieșirea lui Gardoș, a trebuit ca omul meu, motorul echipei Ventura, care împingea jocul foarte bine acolo, dintre ei trei, el a fost, după părerea mea, cel mai solid jucător al nostru, a trebuit să-l retrag lângă Bilali, fundaș central de marcaj. Și în momentul ăla a mutat jocul cu 30 de metri, centrul de greutate al jocului, în terenul nostru. Atât le-a trebuit ăsta mijlocașilor lui Sepsi. Acolo eram curățați, în momentul ăla s-a terminat jocul. Nu, n-am fost și le-am spus, v-ați arătat limitele. Adică ne-a bătut o echipă superioară, rezultatul este corect. Nu cred că meritam, deși se mai joacă acolo la 1-0, că ai mei au fost niște amatori acolo. Că s-au oprit, că au spus că tușierul n-a ridicat, că a ieșit mingea n-aut. Și dacă a ieșit mingea n-aut, poate să iasă și un metru. Dacă nu ridică, nu-i aut. Nu te oprești. El a plecat singur acolo și centrat și au făcut golul ăla. Poate dacă rămânea 1-0, aveam o șansă, dar nu cred că era meritat. E foarte grea, dar ce să facem? Să ne dăm bătuți, mergem înainte. Trebuie să așteptăm perioada de transferuri și să rezolvăm cele 5-6 transferuri pe care le-am cerut. Adică avem nevoie în compartimentul de atac 100% jucători, avem nevoie în compartimentul portarilor 100% jucători, avem nevoie în compartimentul fundașilor central de marcaj 100%, că ați văzut ce s-a întâmplat azi, Patrick, 4 galbene și Gardoș s-a rupt, am rămas, a trebuit să improvizăm. Și avem nevoie în benzi de 1-2 jucători, să zicem măcar 1, ca să putem să rezistăm la nivelul Ligii 1 și la ceea ce se joacă în Liga 1. Vă dați seama ce liniștiți am fost la jocul de astăzi, știind problemele astea, dar nu intru în problemele astea. Am punctat, dacă ați înțeles la început, am întâlnit o echipă organizată ca și club în primele trei din România. Cu asta am spus tot. Nu mai vorbim ce se întâmplă la noi. Da, dar ce poate să facă ei în momentul ăsta când conturile clubului sunt goale? Ce poate să facă? Ce? Greu. 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 Cum? Eu zic că da. Eu zic că da. Dacă reușim să luăm 5 jucători în iarnă, vom fi o altă echipă. Eu știu foarte bine ce jucători am nevoie. Știu foarte bine. Am preferat să nu iau jucători acum de dragul de a lua jucători care din iunie nu s-au antrenat și de 4 luni n-au făcut nimic, ca să încarc încă o dată bugetul clubului, care și așa este într-o situație precară. Mi-am asumat chestia asta. Am spus, lucrez cu jucătorii pe care i-am găsit. Orice antrenor vrea niște jucători ca să-și impună și să implementeze filozofia de joc. Eu am spus, lucrez cu jucătorii pe care i-am la dispoziție și cred în continuare în ei. Astăzi ne-a bătut o echipă superioară, iar rezultatul este absolut normal.